36. Am făcut o descoperire, zise Giscard fără urmă de emoție în glas. Am făcut-o fiindcă pentru prima oară în viața mea m-am aflat în fața a mii de ființe umane. Dacă asta s-ar fi întâmplat acum două secole, aș fi făcut descoperirea atunci. Dacă nu m-aș fi aflat niciodată în fața atâtor oameni deodată, atunci n-aș fi făcut niciodată descoperirea. Gândește-te, deci, câte puncte vitale aș putea atinge cu ușurință, dar n-am făcut-o niciodată și niciodată nu o voi face, pur și simplu pentru că nu mă voi întâlni niciodată cu condițiile necesare pentru asta. Rămân ignorant, cu excepția cazurilor în care mă ajută circumstanțele, iar eu nu mă pot baza pe circumstanță. Daniel spuse. N-am crezut, prietene Giscard, că doamna Gladia, cu modul ei de viață confirmat de mult, ar putea înfrunta mii de oameni cu calm. N-am crezut că e în stare să vorbească. Când s-a dovedit că poate, am presupus că ai intervenit tu și că ai descoperit că se poate face asta fără vreun prejudiciu. Asta era descoperirea ta? Prietene, Daniel, zise Giscard. De fapt, tot ce am îndrăznit să fac a fost să slăbesc foarte puține tensiuni inhibitorii, atâta cât să-i permită să spună câteva cuvinte și să fie auzită. Dar a făcut mult mai mult de atât. După această reglare microscopică, m-am îndreptat spre multitudinea de minți pe care le aveam în față în sală. Niciodată n-am avut de-a face cu atât de multe ca și doamna Gladia, și am fost luat prin surprindere ca și ea. Mai întâi am descoperit că nu pot face nimic cu vastul angrenaj mental ce se abătuse asupra mea. M-am simțit neajutorat, iar apoi am observat mici atitudini prietenoase, curiozități, interese, nu le pot descrie în cuvinte, cu o nuanță de simpatie pentru doamna Gladia. M-am jucat cu ceea ce am descoperit că avea această nuanță de simpatie, intensificându-le și accentuându-le numai puțin. Voiam o mică reacție în favoarea doamnei Gladia, care ar fi putut o încuraja, care ar fi făcut inutilă tentația mea de a interveni în mintea ei. Asta a fost tot ce am făcut. Nu știu câte fire de culoare potrivită am mânuit. Nu multe. Și atunci, prietene Giscard, am aflat, prietene Daniel, că am început ceva ce era autocatalitic. Fiecare fir pe care îl strângeam strângea un fir învecinat de același fel, iar acestea două împreună strângeau alte câteva din preajmă. N-a mai fost nevoie să fac nimic. Mici agitații, mici sunete și mici priviri care păreau să fie de acord cu ceea ce spunea doamna Gladia I-au încurajat și pe ceilalți Apoi am descoperit ceva și mai ciudat Toate aceste minore semne de aprobare pe care le-am putut detecta Numai fiindcă pentru mine mințile erau accesibile Trebuie să le fi detectat și doamna Gladia într-un fel Deoarece din mintea ei au dispărut alte inhibiții fără să le fi atins eu Ea a început să vorbească mai repede, cu mai multă încredere Iar publicul a reacționat mai bine ca niciodată, fără ca eu să fac ceva iar la sfârșit a fost isterie, o furtună de tunete și fulgere mentale atât de puternice încât a trebuit să-mi închid mintea în fața lor, altfel mi-ar fi supraîncărcat circuitul. Niciodată în toată existența mea n-am mai pomenit ceva asemănător și n-a început cu mai multe modificări provocate de mine în aceeași mulțime decât cele pe care le provocam în trecut la o mână de oameni. De fapt, cred că efectul s-a difuzat dincolo de publicul sensibil la influența mea, la marele public de pe hiperunde. Nu înțeleg cum se poate așa ceva, prietene Giscard, zise Daniel. Nici eu, prietene Daniel, nu sunt om. Nu încerc direct posesia unei minți omenești cu toate complicațiile și contraindicațiile ei, așa că nu înțeleg mecanismele la care reacționează acestea. Dar se pare că mulțimile sunt mult mai ușor de manevrat decât indivizi. E un paradox. E nevoie de mai mult efort pentru a deplasa o greutate mai mare decât una mai mică. E nevoie de mai mult efort pentru a contracara o energie mai mare decât una mai mică. Distanța mai mare se parcurge într-un timp mai îndelungat decât distanța mai mică. Atunci, de ce mai mulți oameni ar fi mai ușor de influențat decât mai puțini? Tu gândești ca o ființă umană, prietene Daniel. Poți explica? Daniel răspunse. Tu însuți, prietene Giscard, ai spus că a fost un efect autocatalitic, că a fost vorba de molipsire. O singură scânteie poate sfârși prin a arde o pădure. Giscard se opri și păru fundat în gânduri. Apoi spuse. Nu e niciun motiv de molipsire în afară de emoții. Doamna Gladia a ales argumentele pe care le-a simțit că vor influența sentimentele publicului. N-a încercat să se gândească la ele. Atunci, poate că mulțimea, cu cât e mai numeroasă, cu atât e mai ușor de influențat cu ajutorul emoțiilor și nu al rațiunii. Deoarece emoțiile sunt puține, iar elementele raționale multe, mai ușor poate fi prevăzută comportarea unei mulțimi decât a unei singure persoane. Iar asta înseamnă, în schimb, că dacă pot fi emise legi ce dau posibilitatea să fie prevăzut mersul istoriei, trebuie să avem de-a face cu populații numeroase, cu cât mai numeroase, cu atât mai bine. Asta ar putea fi chiar prima lege a psihoistoriei, cheia pentru studiul umanisticii. Și totuși... Da? Mă intrigă ce mi-a luat atâta timp să înțeleg asta numai pentru că nu sunt ființă umană. Poate că o ființă umană și-ar înțelege instinctiv, propria minte, destul de bine ca să știe cum să influențeze altele asemănătoare cu a ei. Doamna Gladia, fără nicio experiență în discuția cu mase mari de oameni, s-a descurcat de minune. Mult mai bine ar fi dacă am avea cu noi pe cineva ca Eliach Balei. Prietene, Daniel, nu te gândești la el? Poți vedea imaginea lui în mintea mea? Întrebă Daniel. E surprinzător, prietene Giscard. Nu-l văd pe el, prietene, Daniel. Nu-ți pot recepționa gândurile. Dar simt emoții și dispoziții sufletești, iar mintea ta are o configurație care, din experiența trecutului, știu că e asociată cu Eliach Balei. Doamna Gladia a menționat faptul că am fost ultimul care l-a văzut pe partenerul Eliah în viață, așa că revăd din nou în memoria acel moment. Mă gândesc din nou la ce a spus el. De ce, prietene, Daniel? Caut înțelesul. Simt că e foarte important. Cum ar putea avea alt înțeles ceea ce ți-a spus el dincolo de semnificația cuvintelor? Dacă ar fi existat vreun înțeles ascuns, Eliach Balei l-ar fi dat pe față. Poate că nici partenerul Eliach însuși nu și-a dat seama de înțelesul celor pe care le spunea, zise Daniel încet.